Salutare! Bine ați venit la Te România, eu sunt Alex și astăzi vom vorbi despre un subiect pe care pe mine mă întristează. Fiindcă acesta a fost unul din jocurile mele preferate, astăzi vom vorbi despre Warcraft 3 și de ce Warcraft 3 Reforged a fost abandonat la mai puțin de 2 ani de la lansare. Mulți dintre voi ați copilărit cu acest joc și când am auzit în 2018 că vor lansa Warcraft 3 Reforged, eram cu sufletul la gură. După cum știți, jocul a fost un total dezastru, nu numai că nu mai poți juca versiunea veche de Warcraft 3, dar în noua versiune au scos unele lucruri ce erau în versiunea veche, cum ar fi rank mode sau modalitatea de a-ți face un clan și multe, multe alte lucruri. La nici 2 ani de la lansare, jocul este într-o stagnare și dacă în 2020 acesta a primit un număr semnificativ de patch-uri pentru a repara diverse bug-uri și minusurile pe care Reforged le avea, în 2021 acesta a primit doar un singur update și acesta a fost nesemnificativ. Mai mult de atât, cei de la Blizzard și cei care au fost responsabili de Warcraft 3 fie au fost concediați sau mutați în alte departamente, iar echipa ce a creat Warcraft 3 a fost desființată. Așa că, iată-ne în 2022 și jocul este destul de mort, noroc de comunitatea cel mai ține un pic în viață cu titluri ca Warcraft Reforged sau modul de Warcraft 2 în Warcraft 3 Reforged. Jocul încă de la bun început era predestinat să eșueze. Cei de la Activision Blizzard l-au anunțat la sfârșitul anului 2018 și spuneau că o să se lanseze la începutul anului 2020. Deci, la niciun an distanță și să faci un joc atât de complex împreună cu expansionul The Frozen Throne într-un an, cred că este destul de greu, ba chiar imposibil. Dar aceștia au spus că jocul va avea noi cinematicuri și îmbunătățiri când vine vorba de AI, promisiuni pe care, bineînțeles, nu le-au îndeplinit. Din păcate, eșecul lui Warcraft 3 Reforged l-a făcut pe cei de la Activision Blizzard să renunțe la acest joc, chiar dacă jocul avea potențial. Faptul că a fost atât de prost optimizat le-a făcut pe cei de la Activision Blizzard să observe doar vânzările scăzute și nu faptul că jocul a fost un eșec total, iar Activision Blizzard a considerat că jocul nu este profitabil, l-au abandonat cu totul. Spuneți și voi ce credeți. Care este motivul pentru care jocul Warcraft 3 Reforged a fost abandonat de către Blizzard? Și după aproape 2 ani de promisiuni încălcate, jocul este cam în același stadiu cum era acum un an, fără niciun update la orizont, plus după achiziția companiei Activision Blizzard de către Microsoft, vom vedea dacă Warcraft va fi din nou ca și RTS ceva pe primul plan. Spuneți și voi ce credeți, care este motivul pentru care jocul Warcraft 3 a fost abandonat de către Blizzard, în secțiunea de comentarii. Scuzați încă o dată pentru vocea mea, sunt un pic răcit, dar eu sunt Alex. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să cresc acest canal. Salut!